mi-ați dat material didactic pentru expunerea pe care o am. Prin modul cum dumneavoastră ați prezentat un segment din istoria, un segment de istorie economică din perioada regimului comunist, care nu are o încărcătură în dualitatea pozitiv-negativă. Mulțumesc! Și acum, cu voia domniei voastre, am să încerc să mă țin de ceea ce am impus autor, adică scurt și sinteză. Într-un studiu care mie mi se pare extrem de important și necesar în dezbaterea istoriografică românescă, imaginea comunismului românesc și a rezistenței anticomuniste în producția istoriografică post-decembristă. Și ca să nu citesc materialul, am să ipotezele de la care am plecat. Prima ipoteză ține de una de evidență. Avem un trecut comunist și o singură rezistență anticomunistă, dar avem o multitudine de imagini ale acestor segmente de trecut istoric. Această multitudine de imagine ridică o serie de întrebări. Cât este de neutru discursul istoriografic pentru a se construi o imagine, cât este de angajat în societate, în istoria militantă, istoricul și mai nou, dacă istoricul poate să pledeze la bară pentru impunerea adevărului istoric ca adevăr juridic. Și a treia întrebare care încerc să o pun în fața dumneavoastră, atrăgând atenția că este un studiu preliminar, concluziile mele sunt în construcție, așa că să fiți numai, să spunem, indulgenți cu opiniile dumneavoastră, ci cu un ajutor. Și pornind aceste, să spunem, întrebări, ipoteze, voi puncta trei probleme. Ce este imaginea în mentalul colectiv, imaginea socială, ca producția istoriografiei și cum ea se impune? A doua întrebare, când și ce factori conduc la schimbarea fundamentală a imaginii noastre despre un segment de trecut istoric, adică de aici la trecutul comunist și rezistență, pentru că în însăși sintagmă avem o dihotomie de alb-negru, care dihotomie înainte de 89 era invers. Rezistența anticomunistă era negru, comunismul era pozitiv. După 1989, toată lumea a acceptat că s-a schimbat logica acestor culori în a prezenta un segment de istorie din trecutul românesc, fără ca să se schimbe sau actorul, privitorul, să aibă posibilitatea să intervină în logica desfășurării fenomenului istoric. Prin urmare, atunci când operez cu imaginea, cu percepția noastră despre istorie, pornesc de la, să spunem, o dihotomie care în, să spunem, filozofia istoriei nu are, să spunem, de alte științe, complementaritate, pentru că obiectul de studiu este și produs al reflecției noastre. Avem de-a face cu istoria în sensul Dasein, ca factualitate, 23 august, rezistența din munți există, dar reflecția noastră, percepția, analiza noastră, imaginele care le formăm și care prin, cu ajutorul instrumentelor de cercetare, istoricul, institutele academice, civice, politice, concură la impunerea mentalului colectiv în imagini, sunt multiple. Și acum a treia întrebare care mă pun, care sunt momentele când acești factori intervin. Americanii, într-o dezbatere mai recentă, spun că aceste momente de schimbare în societate apar în momentul în care intervin turning points, adică momente de cotitură în existența unei societăți. Revoluțiile, schimbările de sistem sunt turning points. Totul se schimbă. Un alt element extrem de important care permite schimbarea de imagine asupra unui segment din istoria noastră și este valabil și pentru cercetarea
comunismului și a rezistenței anticomuniste în opinia mea este schimbarea de paradigmă în însăși modul cum privim cercetarea istorică și produsul istoriografic. Să dau un exemplu care nu are, dar care ne conduce și la modul cum privim comunismul și rezistența anticomunistă, alb-negru, negru-alb. Să ne imaginăm cum era privită istoria noastră medievală în viziunea romantismului de a generațiului HD-ul. În momentul în care s-a impus o revizuire a întregii paradigme și am Leopold von Ranke a introdus pozitivismul, apoi neopozitivismul la care ne raportăm cu mare, să spunem, acribie și astăzi, întreaga noastră imagine despre evul mediu românesc s-a schimbat. A protestat cineva? Prin urmare, iată cum avem de-a face cu momente și cu factori care impun schimbări de imagine în producția istoriografică. Prin urmare, în ceea ce privește apariția unui nou tip de istorie după 1989, este dat de schimbările produse în societatea românească de prăbușirea regimului comunist. Este un turning point care a condus la o prăbușire a unui sistem de valori, la o prăbușire a unei întregi arhitecturi de mentalități, psihofixație și stereotipuri la care istoricul era prezent, pentru că în scritura istorică, oricât ne-am raportat doar la celebru Sine Ira Studio, istoricul trăiește în cetate și este influențat de sistem de valori, de morală, de etică, de religie și de spiritualitate. Când acest edificiu se prăbușește, întreg arsenalul metodologic și instrumentar de cercetare a trecutului se schimbă. Este un prim aspect. În ceea ce privește istoriografia, de ce avem astăzi o multitudine de imagini despre comunism și despre rezistența anticomunistă? Și mai mult, nu avem nicio problemă că suntem într-o multitudine de imagini, pentru că avem o multitudine de imagini despre Revoluția franceză, despre cea americană, despre Războiul 1 mondial, dar aceste imagini sunt în competiție. Prin urmare, ca să vedem de ce sunt în competiție, am identificat actorii care produc imaginea și avem astăzi, din punctul meu de vedere, patru tipuri de actori distinți, care reclamă raportarea doar la adevărul istoric, dar în fapt vom vedea că au și alte interese afișate sau înțelafișate. Un prim actor, deși el nu este, să spunem, în mod practic asimilat unui actor coerent, avem institutele de cercetări ale Academiei și avem aici și de asta vă mulțumesc, domnule profesor, în care și studiu național totalitarismului, sistemul universitar care, prin misiune asumată în domeniul istoriei, păstrează neutralitatea axiologică în ansamblu său, pentru că și aici avem de-a face cu oameni, cu istorici, care sunt afiliați politic și oricât am vrea noi, în discursul istoriografic, se simte. Unii o recunosc, alții nu. Dar se simte, dar locul, prestigiu, impun colectivul de cercetare să păstreze neutralitatea axiologică și de asta am mulțumit domnului profesor. Un al doilea actor extrem de important sunt institutele create la comandă politică prin hotărâri de guvern, de parlament sau independente, dar care afișează neutralitatea politică în studierea trecutului comunist și a rezistenței anticomuniste, însă, atât timp cât sunt finanțate de, și aici toată considerația și onoarea domnului profesor, când a spus că ați refuzat, pentru mine a fost o mare bucurie și zic, am încă o minge aruncată către mine pentru demonstrație, că ați refuzat sprijinul financiar de la o importantă organizație internațională, Fundația Soros. De ce? Pentru a avea libertatea
și neutralitatea academică. Deci, oricât am spune că societățile, organizațiile concurente institutului sunt neutre, și nu vreau să numesc aici niciunul din acestea, care sunt în competiție pentru a impune în societatea românească imaginea comunismului și a rezistenței, am rezerve. Al treilea segment, și acesta este foarte important, este segmentul societății civile, care aparent este chiar expresia vocii din stradă, și aici nu avem de-a face cu cercetarea academică, să fim bine înțeleși, dar prin modul cum își asumă raportarea la trecutul comunist, la modul cum segmente din istorie, din istoria recentă sunt valorificate în discuția politică, sunt factori care determină, predetermină comportamente și atitudini față de faptul istoric din perioada noastră trecută. Și nu în ultimul rând, dar ca și, să spunem, fapt istoric, ar fi în primul rând partidele politice, care după 1989 și-au asumat un anumit tip de imagine în ceea ce privește comunismul, și aici a fost o concurență. Din nou, nu este vorba de adevăr istoric, ci este vorba doar de competiția și implicarea istoriei în lupta pentru putere politică. Ați vedea aici raportul Comisiei Parlamentare pentru Studiu. Știm cât, dar știu și ce valoare are, nu ar dori să intru în polemică. Ei, toți acești actori au produs o imagine care se va impune, probabil, societatea românească este cea care va, un minut, va selecta, va accepta o imagine a comunismului și a rezistenței anticomuniste din România. În ceea ce privește factorii care influențează imaginea, din punctul de vedere al cercetării pe care o fac de ceva timp, pentru că mă ocup de imagologie, dar oricum mă despart de un anumit curent de mitologie și imagine în istoria noastră recentă, este, să spunem, pe prim plan, factorul neutralității axiologice. Istoricul, prin profesie, prin poziție socială, își asumă neutralitatea axiologică. Prăbușirea regimului comunist ne-a creat iluzia că a dispărut ideologia ca factor de presiune în scrierea istoriei și vom avea libertatea de a scrie istoria așa cum dorim să o percepem. Numai că trăim în societatea democratică, societatea democratică are și ea factorii ei liber consimțit, se numește corect politic. Ei, dacă eu scriu ceva despre corectivizare, care nu este corect politic, ori nu mă publică, ori spune, zice, uite, încă un nostalgic. Și am să-mi permit să citez aici, sper să nu fiu înțeles greșit, dar am găsit un citat al domnului academician Alexandru Zub, pentru care am o mare, un mare respect și prețuire pentru ceea ce scrie, dar într-un număr al revistei Memoria, încerc să nu citesc, atunci pierd timpul, spune așa, trebuie să fim cu grijă că nostalgia și iluzia totalitarismului de dreapta și de stânga apar. Prin urmare, istoricul trebuie să fie, și a fost corect politic, să fie foarte atent cu acest, cu pericolul totalitarismului. Prin urmare, este o dimensiune civică, dar nu cumva naște un alt dogm, un alt tip de dogmatism care îmi impune mie un anumit tip de comportament. Este în sală aici tânărul istoric Florin Abraham. Îl felicit pentru modul cum a scris într-un, nu mai este aici, dar mi-a plăcut și am reluat în studiul meu o analiză a ceea ce înseamnă corect politic și noul tip de ideologie. Anticomunismul este un alt tip de ideologie care influențează producția noastră istoriografică. Și un alt factor, încă un minut, este extrem de important rolul de justițiar sau nu al istoricului. Prin urmare, raportul între dreptul, adevărul istoric
și adevărul juridic. Trăim astăzi, mai mult ca altă dată, implicarea istoricului în social. Sigur, vocația istoricului este pentru a contribui la, ca agent sanitar, la morală, la etică, dar istoricul nu este un agent al dreptății în sens juridic. Adevărul juridic nu este compatibil cu adevărul istoric. Eu, dacă am găsit un document care mă îndreptățește să spun că torționarul X, îmi cer scuze, nu vreau să intru în polemica media, că este și alt segment, merită să fie judecat. Procurorul judecă și îl bagă la închisoare pe baza documentului identificat de mine. Mâine găsesc un alt document. Ca istoric, am dreptul moral, etic, să scriu o altă carte, spun, am greșit. Ca producător de justiție socială, dacă mă duc la procurorul X și îi spun, ai greșit, îl scoate de la închisoare, iată cum doi actori, cu două tehnici, cu adevăr, cu dragoste de adevăr, produc scopuri diferite. Și un alt tip care schimbă este o întrebare care o adresez colegilor mei. Scriem istoria prezentului cu atât diversment. Avem metodă? Care este metoda și filozofia care ne permite să construim instrumentele și metoda care analizăm? Domnul profesor Cojocaru a reclamat acest lucru, nevoie de instrument pentru a înțelege, pentru că istoricul este un mic Dumnezeu al societății. Semnifică și resemnifică. Ceea ce era bandit, scuzați, expresia domnului director, în munții Făgăraș, în regimul comunist, astăzi este un erou. În fapt, acțiunea este aceeași. Dar are un proces de resemnificare. Și iată cum istoricul își asumă în societate rolul de Dumnezeu, dar nu și de justițiar. Avem acest instrument, avem o dezbatere, așa cum a făcut școala nouă, școala istorică, care i-a succedat lui Iorga cu Gheorghe Brăteanu la Sibiu, la Congresul de istorie, în care au redefinit istorie. Cred că, domnule director, sub conducerea domniei voastre vom avea așa ceva. Nu m-am ținut de, dar vă mulțumesc pentru îngăduință și mi-am luat parte de partea lui. Mulțumesc frumos! Materialul să fie publicat, care și exemple în spate.